Greva generală anunțată de sindicaliști a creat panică în rândul părinților. Aceștia nu știu ce vor face de lung cu copiii, pentru că mulți dintre ei nu au cu cine să-i lase în timpul în care erau elevii la școală. Peste 100.000 de profesori au anunțat că nu vor mai preda din 22 mai. Deși majoritatea părinților susțin demersul de a intra în grevă generală, această situație îi pune în încurcătură pe cei mai mulți dintre ei, pentru că trebuie să găsească o soluție ca să nu își lase copiii singuri acasă. Acceptăm acest sacrificiu pentru profesori, ne solidarizăm cu ei, pentru că este inadmisibil ceea ce face atât Parlamentul României cât și Guvernul. Suntem întru totul alături de profesori. Plec la servici, trebuie să-l iau de la școală, îl las acasă, cu cine îl las. Sunt niște costuri adiacente care trebuie să le suportăm. Îl iau cu mine la muncă, îl țin la birou. N-am ce să-i fac. Și așa oricum n-au făcut nimic până acum. Mulți dintre părinți se plâng și de faptul că elevii au fost deja afectați de pandemie și că încă o întrerupere a anului școlar ar fi o adevărată problemă, mai ales pentru elevii în anii terminali. Ce înseamnă o perioadă mai lungă de grevă? Nu e ok. Deci nu e ok. Nici să facă iarăși online, nu e ok. Să sperăm că nu, că ne-a fost de ajuns cu COVID-ul. În mediul rural, părinții au noroc de cele mai multe ori de bunici care vor sta cu elevii în timpul în care ar fi trebuit să fie la școală. Acasă eu sunt casnică și eu am noroc că... Eu mă ocup de el. Foarte greu pentru care lucrează, da. E foarte greu pentru că copiii sunt la vârsta asta așa, care e așa mai dificilă și nu ne fiind supravegheați, o să fie rău, o să fie greu pentru ei. Eu pot, dar nu e vorba de mine, dar e vorba de copiii ceilalți care sunt, care au câte 2-3 în casă. Eu știu ce fac copiii, duc la asta, părinții, plec la școală, la muncă. Luni, sindicaliștii vor avea încă o întâlnire cu prim-ministrul Ciucă, unde vor încerca să ajungă la o înțelegere ca această grevă să fie evitată.